Hello, bună ziua, prieteni! În acest clip vom învăța împreună prepozițiile de loc. Aceasta este una dintre cele mai importante lecții de până acum. Fără a cunoaște aceste prepoziții de loc, nu veți putea vorbi corect în limba engleză. Așa că o să vă rog să urmăriți de mai multe ori la această lecție, până când veți cunoaște toate aceste prepoziții foarte, foarte bine. Prepozițiile de loc ne indică locul unde sunt amplasate anumite obiecte, oameni sau lucruri. De exemplu, avem la, în, pe, lângă, deasupra și așa mai departe. Asta ca să vă faceți o idee ce înseamnă prepoziții de loc. Începem cu in, care în limba română înseamnă în. In se folosește în general cu numele de orașe, țări, state, continente și așa mai departe. El locuiește în Cluj. He lives in Cluj. He lives in Cluj. În Paris, în București, in Paris, in Bucharest. Ei sunt în Australia. They are in Australia. They are in Australia. Deci, după cum puteți observa, se folosește cu locuri, orașe, țări, state. Întotdeauna vom spune in. În. Mai folosim in când ne referim că suntem în mașină, in the car, în avion, in the airplane, în tren, in the train și așa mai departe, în toate mijloacele de transport. Vom folosi in. Următoarea prepoziție de loc este at, care înseamnă la. Este folosită pentru acțiuni statice. De exemplu, când spunem el este la ușă. He is at the door. He is at the door. Sau ei sunt la masă. They are at the table. They are at the table. La masă. At se mai folosește pentru a desemna ora, dar aici este o prepoziție de timp, despre care vom vorbi într-o altă lecție. Dar am făcut un exemplu să vedeți la ce mă refer. Eu plec la ora 5. I am leaving at 5. Ok? Următoarea prepoziție este on, care înseamnă pe sau, în unele cazuri, la. Dar vom face exemple să vedeți. Se folosește pentru etaje, TV, radio, internet și așa mai departe. Folosim on când spunem pe masă. Vom spune în engleză on the table. On the table. Sau la primul etaj. On the first floor. On the first floor. Aici vedeți în sensul de la. Nu e corect spus pe primul etaj. Spunem la primul etaj. On the first floor. La radio. On the radio. On the radio. Următoarea prepoziție este under, sub. Câinele este sub pat. The dog is under the bed. The dog is under the bed. Jucăria este sub covor. The toy is under the rug. The toy is under the rug. Foaia este sub carte. The paper is under the book. The paper is under the book. Avem behind, care înseamnă după. Behind. Cartea este după pat. The book is behind the bed. The book is behind the bed. El este după tine, adică în spatele tău. He is behind you. He is behind you. Următoarea prepoziție este in front of, adică în fața. In front of. Tu ești în fața mea. You are in front of me. You are in front of me.
Mașina este în fața casei. The car is in front of the house. The car is in front of the house. Avem above, care înseamnă deasupra. Folosim above când vrem să spunem că un lucru este mai sus decât altul, nu neapărat peste alt obiect. De exemplu, când vrem să spunem că podul este deasupra etajului 2. The attic is above the second floor. The attic is above the second floor. Deci, observați, nu este peste, este mai sus. Below înseamnă sub. Este opusul lui above, despre care vorbeam mai devreme. Folosim below când vrem să spunem că un lucru este mai jos decât altul, nu neapărat sub alt obiect. Așadar, etajul 2 este sub etajul 3. The second floor is below the third floor. The second floor is below the third floor. Adică este dedesubt. Este mai jos. Between înseamnă între. Between. Scaunul este între masă și canapea. The chair is between the table and the couch. The chair is between the table and the couch. Asta este între noi. This is between us. This is between us. Aici are forma abstractă. Next to înseamnă lângă. Next to. Aveți grijă, next, fără to, doar simplu, next, înseamnă următorul sau următoarea. Dar prepoziția este next to, adică lângă. Baia este lângă bucătărie. The bathroom is next to the kitchen. The bathroom is next to the kitchen. Sau eu sunt lângă tine. I am next to you. I am next to you. Near înseamnă aproape sau în apropiere. Near. Școala este aproape. The school is near. The school is near. Vara este aproape. The summer is near. The summer is near. Casa este aproape de tine. The house is near you. The house is near you. Avem around, prepoziția around, care înseamnă în jurul. Pisica aleargă în jurul casei. The cat is running around the house. The cat is running around the house. Să facem o scurtă recapitulare a tuturor prepozițiilor pe care le-am învățat astăzi și vă rog să repetați această lecție de câte ori este nevoie pentru a le învăța toate, absolut toate. Este foarte, foarte important. Așadar, am învățat in, care înseamnă în, on, pe, under, sub, behind, după, in front of, în fața, above, deasupra, below, sub, between, între, next to, lângă, near, aproape, și around, în jurul. Sper că vă sunt de folos aceste informații. Ne vedem la lecția următoare. Până atunci, spor la învățat. Salut!